Ăsta este mesajul care a apărut și pe această temă voi face o mini-etalare în tarot. Clar că e vorba de niște persoane foarte diferite care s-au întâlnit la un moment dat în destin, iată mi-a și ieșit o carte, și care, deși sunt atât de diferiți pe niveluri de evoluție foarte diferite, vârstă, educație, țară, culoare, totuși ceva îi cheamă unul către celălalt. Și ia să vedem dacă mai ies ceva cărți pe tema asta. Ce mesaj vă transmite un personaj atât de diferit, dar pe care probabil nu-l puteți uita, nu-l puteți scoate din minte și văd că nu vrea să mai transmită nimic, că nu mai sar cărți. Așa că probabil o să le extrag eu. Nu știu câte, să vedem. Să-mi iertați câinii care mai au și ei ceva de spus. Am să extrag încă o carte, încă una, să vedem ce poveste se leagă. Am să extrag 5 cărți și gata. Ia să vedem. Nu uitați, refrenul este contrastele se atrag. Deci o relație între oameni extrem de diferiți. Au ieșit cărți interesante. Îndrăgostiții, deja ideea de suflete pereche, justiția. Deja e vorba de karmă, de relații karmice aici. Roata destinului, deja vorbim de predestinare. Deci din start, trei arcane majore care cheamă două suflete pereche, unul către altul, atât de diferiți. Și două cărți interesante. Trei de cupe este un element de sărbătoare. Doi oameni care s-au descoperit atât de diferiți, dar s-au întâlnit pe pământul ăsta. Și probabil și-au unit drumurile o vreme, au turnat fiecare din cupa lui într-una singură, adică în relația lor, în asul lor de cupă, au turnat alte două cupe. Știți cum arată doi de cupe din tarot, când doi oameni, o femeie, un bărbat, două suflete pereche se găsesc și își fac schimb așa de cupe. Iată, aici este vorba de schimbul de cupe, care probabil în unele povești frumoase de iubire au umplut o cupă la un moment dat, au sărbătorit întâlnirea, au sărbătorit descoperirea unuia și a celuilalt pe planeta asta. Nu uitați pe principiu, contrastele se atrag, doi oameni atât de diferiți. Este cartea nouă de monede, o carte a prosperității, o carte a abundenței. O vreme din cele două cupe s-a umplut un izvor acolo, s-a umplut un bagaj de energii foarte frumoase. Dar marile semne de întrebare le am în strânsă legătură cu aceste trei cărți. Toate poartă cumva amprenta destinului. Universul v-a adus într-un astfel de moment atât de diferit. Tocmai prin diferențele voastre să luptați, că nu e ușoară, nu pare să fie o relație ușoară. Da, iubire, îndrăgostiții, inspiră ideea de doi oameni care, iată, se privesc ochi în ochi, dar de regulă în spatele acestei cărți este și o alegere și o decizie. Un da, un nu, acceptăm, ne acceptăm așa, atât de diferit, sau fiecare își vede de drum. Când e vorba deja de justiție, pe semne că pe undeva amândoi au ceva de învățat, amândoi au niște lecții de oferit unul celuilalt, că altfel nu v-ați fi întâlnit. Poate fi o relație karmică, nu uitați ideea de karmă în toată povestea asta, dar este și o carte care cere analiză, decizie, cântărire. Și când zic cântărire, mă uit și ce este pe această carte. Justiția, care de obicei e oarbă, nu cântărește decât just, are pe un taler inima și pe un taler este mintea pe semne. E probabil într-un astfel de moment sunteți voi. Om fi noi contraste, om fi noi atât de diferiți. Ne atragem, ne iubim, ne descoperim, celebrăm iubirea, ne bucurăm de ceea ce am investit împreună. Da, ce facem? Posibil să fiți într-un astfel de moment de decizie grea, de destin, în care cumva cam lăsați totul la mâna universului. Și probabil universul va și interveni. Am să mai trag o carte, pentru că nu apare care este decizia universului într-un astfel de moment. Evident că e și liber arbitru aici, evident că e și decizie personală. Așa că
Hai să cerem un mesaj, concluzie la povestea asta, cam ce va face Universul pentru voi într-o astfel de indecizie. Și concluzia sună foarte bine. Asul de bâte. Chiar dacă e o relație karmică, e clar, cu lecțiile de rigoare, chiar dacă vă lăsați un pic la mâna Universului, destinului, cineva mai presus de voi să decidă, evident că vă aparține și vouă decizia, că de-aia sunteți față în față doi oameni atât de diferiți, din lume atât de diferite. Din păcate, acest trei de cupe uneori poate să însemne și ideea de iubiri imposibile, când unul dintre cei doi este deja într-o altă relație, de obicei la triunghiuri amoroase. Această carte arată omul independent, omul căruia nu lipsește nimic și se descurcă și singur la o adică. Deci clar că este o relație complicată în povestea asta, dar răspunsul este asul de bâte, ceea ce înseamnă acțiune, implică-te, pune mâna pe lopată și fă ceva cu această relație. Nu o pierde, e mâna destinului, e mâna universului. Nu zice nimeni că e ușor. Nu zice nimeni că e ușor când doi oameni sunt atât de diferiți sau când intervin aceste elemente de karmă, predestinare. Deci amândoi aveți de luptat. Asta este asul de bâte. Luptă. Pune mâna pe bâtă și luptă-te pentru relația asta, că e prea interesantă, probabil, prea pasională, prea focoasă, încât merită pe semne lupta. E un nou început, asul, e o nouă etapă, probabil roata destinului, roata norocului, o să vă treacă prin toate probele cu putință. Când apare roata, e clar că nu e o relație banală, rectilinie, vai, ce frumos, ne-am bătut, ne-am plăcut și ne-am căsătorit. Clar că testele pot fi la tot pasul. Din când în când hop câte un test, din când în când hop câte o întoarcere din drum, dar poate asta e decizia finală, să luptați, să faceți orice, să vă dați peste cap pentru relația asta, că sună bine. E un om atât de diferit pe care îl iubiți, e clar că și voi sunteți extrem de diferiți de celălalt, dar probabil doi oameni alb și negru, să zicem așa, s-au întâlnit să se completeze, precum semnul yin și yang în care contrastele se atrag. Decizia vă aparține.